Din ceea ce a expus președintele Marian Mina cu privire la situația bugetului Consiliului Județean, au atras atenția creditele contractate de această instituție, sumele fiind considerabile. Pe de altă parte, după cum arăta Marian Mina, fondurile disponibile la acest moment sunt destul de mici. Există un credit la BCR de 30 de miliarde, există un credit la Unicredit 20 de miliarde, altul la BCR de 10 miliarde, încă unul la Carpatica de 40 de milioane, deci 400 de miliarde. Trezorerie 27 de milioane noi, deci 270 de miliarde și încă unul la trezorerie de 2,7 milioane. Am avut, vorbesc de bugetul de stat, un buget de 69.370.320 la începutul anului. În momentul de față mai avem un cont 9.800.000. Cam atât mai avem noi din 69 de milioane în momentul de față. Despre creditele Consiliului Județean, fostul președinte Vasile Mustățea spune că majoritatea acestora a fost contractată în mandatele anterioare anului 2012, iar celelalte au fost contractate pentru susținerea de proiecte europene. El spune că este dispus să dezbată public aceste aspecte împreună cu noul președinte pentru lămurirea oricăror suspiciuni.